Bună, eu sunt Ade și astăzi vă voi arăta colecția mea de stilouri. Haideți să începem! Avem aici primul stilou, care are o peniță din aceasta mai subțirică. Așa. Mai subțirică este. Pentru că, și oricum, dacă este foarte subțire, scrie foarte, foarte bine stiloul acesta. Deci vi-l recomand. Eu toate stilourile le-am luat de la DEC, pentru că sunt niște stilouri foarte bune. Al doilea stilou, care are penița curcubeu. Doar că este el foarte frumos. Observați că nici cerneală nu are, pentru că orice rezervă ai pune, adică uite asta să vă arăt. Dacă punem o rezervă din aceasta mică, nu încape. Adică nu intră. Trebuie rezerve speciale pentru acest stilou, așa că nu vi-l recomand pe acesta. Pentru că nu ai cum să scrii cu el. Al doilea, dar să-s puțin, să luăm ceva pe care să scriem. Am luat aici foițe, foarte multe. Le-am cumpărat azi, tot de la DEC. Am urtărit astea aici, cu Posca. Să-mi ziceți în comentarii dacă voi aveți Posca. Uite, vom lua o foiță. Vom vedea cum scrie acest stilou. Scrie fain. Nu trebuie să iau galben. Trebuie să arată așa. Ia să vedem și cum scrie asta de la început. Așa scrie asta. Da. Scriu subțiri astea două. Eu am foarte multe stilouri care scriu subțire. Pentru că îmi plac cele care scriu subțire. Al treilea stilou de pe... Al patrulea este acesta. Care mie îmi place super, super, super mult pentru că scrie foarte bine. Bine, când are rezervă scrie foarte bine, dar... Și când nu e atât de plină rezerva, scrie tot foarte bine. Aici. Uitați-vă. Scrie tot super bine. Îl ador. Este preferatul meu. Al cincelea stilou este acesta. Care are și din asta. Are să pot să scrii corect. Tot îmi place super, super, super mult. Ia uitați cum scrie. Scrie tot gros. Adică ăsta scrie... Ba nu scrie gros. Scrie tot subțire. Bun. Mai avem aici încă un stilou cu penița. Cea mai lungă peniță de pe lume. Dacă o vedeți. Așa arată. Și scrie... Băi, nu pot să zic că scrie bine, dar scrie tot subțire. Aici avem cel mai scump stilou al meu. Pentru că acesta a costat vreo 30-31 de lei. Și nu sunt atât de încântată de el. Adică nu am scris atât de mult cu el, pentru că la câte am, nu scriu atât de mult cu ele, cu el. Și uite ce penar mic am. Deci, astăzi se știe. Nu prea este cine știe ce.
Avem aici un stilou la 5 lei, cred. Astea sunt cele mai ieftine stilouri pe care le am. Scrie tot subțire, pentru că are peniță din asta. Așa. Stiloul acesta, care are o surpriză. Dacă vă întrebați ce sunt astea, astea de aici. Sunt niște biluțe. Stați că vi le arăt. Le scot și vi le arăt. Eu am mai pierdut din biluțele astea. Cred că sunt singura persoană din clasă care face colecție. Uitați. Deci dacă eu le pierd, păstea mă omoară colega mea, pentru că eu și cu colega mea facem colecție de biluțe din astea. Și dacă le pierd pe toate, cred că o să mor și eu și ea. Pentru că noi ținem foarte mult la birele astea, pentru că vrem să umplem tot recipientul. Și aici am băgat o bilă din greșeală. Aici avem două stilouri la fel, dar nu sunt stilouri. Ghiciți ce? Sunt pixuri pe cerneală, care scriu gros. Da, scriu gros. O surpriză plăcută. Nu vreau, nu vreau, nu vreau, nu vreau, nu vreau. Da, iau de aici. Îmi pare rău, dar trebuie să vedeți lipesc. Îmi place, da, îmi țin în plen. Erau și ele drepte. Am luat o foaie albă ca să se vadă cum trebuie. Așa scrie. Am luat două. Așa scrie stiloul. Deci nu mai are rost să vi-l arăt și pe celălalt că sunt fix la fel. Sau unul scrie roz. Așa. Nu, scriu fix la fel. Am terminat și cu stilourile. Au fost ultimele. Hai să vedem și posca aceasta. Care este, nu este posca normală. Este posca mai subțire. Ia uitați, este foarte subțire. Adică scrie subțire. Mă zgălesc și eu pe aici, că n-am ce să fac, ce să desenez. Scrie subțire. Nu e ca posca normală. Stați să vă arăt posca. Uite, aceasta este posca normală. Nu este ca asta. Asta este posca normală, adică posca mare. Asta este posca mică. Deci așa scrie asta mare. Vai, da, gros mai scrie și asta. Ia uitați cum scrie asta mare. Deci nu se compară cu... Ce naiba? Mă și speriai. Am terminat cu toate. Ce să vă mai prezint? Uite, vreau să vă... Să-mi scrieți în comentarii voi ce cărți aveți la școală, de la ce aveți, ce cărți aveți, de unde le aveți. Pentru că mie mi-ar plăcea să văd și eu ce cărți aveți voi, pentru că mie cărțile mele mi se par foarte grele. Adică este super, super greu când vezi că ai niște cărți atât de grele și te trebuie să le rezolvi într-un an, cred. Un an. Și vreau să vi-l mai arăt pe iepurilă. Acesta este iepurilă.
Este iepurilă care nu prea îi se văd ochii. Și nu știu de ce. A, ba da, știu de ce. De blană. Care blana mare, mare, mare. Ia, o să vă arăt ochii. Ia uitați ochișorii. Se văd puțin? Cât de cât? Bună, eu sunt iepurilă! Bun, și vreau să vă arăt ce clay am făcut. Ce clay? Am făcut un clay. Eu singură. Adică, bine, am luat un clay din ăla normal. Roșu cu albastru, cred. Că mai ținte. Și am făcut un clay. O să vă arăt acum când îl scot. Pentru că l-am pus în data de work. De ouă Kinder. Și este super ene. Mi-a căzut pe jos. L-am luat. Aoleu, și acum trebuie să-l scot tot. Bine, nu îl voi scoate pe tot, tot, tot. Pentru că nu pot. Pe tot, tot, tot. Am făcut și rimă. Pe tot, 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 pentru că nu pot. Bine, când o să vedeți voi acest vlog... eu mâine am dictare la comunicare. Să-mi scrieți în comentarii în ce clasă sunteți, pentru că, și să-mi spuneți dacă vi se par grele materiile voastre. De exemplu, eu în clasa a doua nu am nu sunt atât de grele materiile, dar la materii eu am probleme foarte grele. Adică la materia de la român, de la matematică, eu am niște probleme super grele. Să scrieți și voi în comentarii dacă vi se par grele problemele voastre. Pentru că mie da. Acesta este clay-ul. Acesta este. Mie îmi place super mult pentru că poți să te joci cu el cât vrei tu. Mi s-a lipit de foaie. Nu cred așa ceva. Am o idee. Hai să-l desenăm cu Posca. Cu Posca mov. Nu cu Posca roz. Dar bine, e fix aceeași culoare. Aia. Ar trebui să fac și cu roz. Uite, hai să facem și cu roz. Cu roz. Pentru că arată foarte... Asta a fost o eroare la Posca. Deci nu o să mai dă la grijă. Deci Posca asta nu mai folosesc. Glumesc. Dar că și mă speria aici ce se întâmplă acolo, că nu înțeleg. Ați văzut ce s-a întâmplat, nu? A căzut bățul ăla. Crezui că s-a stricat. Ia, hai să vedem ce culoare va ieși. Haide. Voi aveți cel mai deștept coleg din clasă? Că eu da. Este un băiat. Cred. Adică, da, nu știu dacă e fată sau băiat, pentru că nu știu cine e. A, ba da, știu cine e. E un băiat. Dar n-o să zic la nume, pentru că... Na, să se supere pe mine. Bun. Cam atât a fost cu acest vlog, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe. Dacă mai vreți să facem, nu știu, să vă arăt ce lucruri am eu, puneți multe, multe like-uri și ne vedem data viitoare. Pa!